Întâlnire de foc, prima confruntare dintre premierul Dencil sublinierei presubliniere dintele Iohannis, după cererea de desecretizare a protocoalelor DNS.3. Consiliul Suprem de Apărare a Berisere une subliniere pe marci în subliniere din la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflându-se sublinierei principalele obiective pentru acest an ale instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Edin Caxat, condus de presubliniere dintele Klaus Iohannis, va avea loc începând cu ora 12:00, potrivit Ager Press. Administrația prezidențială a anuncat săptămâna trecută ce pe ordinea de zi a subliniere din cei sunt incluse subiecte referitoare la activitatea de subliniere urat de instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2017, sublinierei principalele obiective pentru 2018, activitatea de subliniere urat de Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic în anul 2017, sublinierei principalele obiective pentru 2018, activitatea de subliniere urat de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetic CERTRO, în 2017, sublinierei planul de activitate pentru anul 2018, activitatea de subliniere urat de Consiliul Suprem de Apărare a Berii în anul 2017. Cadrul subliniere din cei vor fi abordate sublinierei alte subiecte de interes pentru securitatea națională, a menționat sursa citată. Edin Cademarciaxat este prima la care particip premierul Viorica Dencil sublinierei membri ai cabinetului său. Ultima subliniere din ca Consiliului Suprem de Apărare a Berii a avut loc în noiembrie anul trecut.